Zeci de tineri din întreaga țară s-au reunit la Slatina pentru a participa la o competiție care se anunța a fi una deosebită, girată fiind de multiplu campion național la Scandenberg, Radu Valahu. Deși nu toți s-au numărat printre câștigători, cu toții s-au bucurat de participare. Cum a fost? Destul de greu. Sportivii sunt destul de bine pregătiți, majoritatea dintre ei au practicat acest sport, se vede asta la masă, astfel că nu este ușor. Este super ok, mulți concurenți buni, antrenați. Destul de grea, având în vedere că am minus 65 de kilograme și aceasta este de minus 80. Un concurs corect, sunt mândru că particip la acest eveniment. La competiția desfășurată pe două categorii de greutate, plus 81 de kilograme și minus 81 de kilograme, au luat parte sportivi din întreaga țară. Concurenții s-au prezentat bine, chiar dacă nu toți se numără printre participanții la astfel de competiții. Astăzi avem două categorii de greutate, respectiv minus 80 de kilograme și plus 80. La categoria minus 80 s-au înscris aproximativ 45 de sportivi și la categoria mare aproximativ 15 persoane avem. Prima dată când se organizează Cupa Slatinei? Este pentru prima dată când se organizează un concurs de Scandenberg în Slatina și s-au mai organizat niște ediții, dar într-un cadru restrâns, în cadrul unității de jandarmerie a Slatinei. E prima ediție de acest fel. Pentru a te număra printre câștigătorii unei astfel de competiții este nevoie de foarte multă forță, acumulată în multe ore de antrenament. Tehnica are și ea un rol important în obținerea de performanțe deosebite în acest sport. În Scandenberg nu e vorba numai de tehnică, e vorba de forță pură. Toți m-au întrebat, e tehnică sau e forță? E forță. Fiindcă în momentul când blochezi, trebuie să ai forță în fiecare deget. Deci Scandenberg înseamnă forță pură, înseamnă foarte multă muncă. Băieții sunt foarte pregătiți. Aici este leagănul. Cupa Romanațului a fost aici, este meca Scandenbergului românesc. De aici l-am avut pe Dragoș Corcoveanu, pe Victor Barbu, care a murit, cei mai buni arbitri ai noștri în Caracal, Aurel Baciu cu echipa și Daniel Barbu din Slatina, cel mai bun oltean. Deși pare un sport dedicat bărbaților, nu puține sunt româncele care practică acest sport sau cele care s-au impus la nivel internațional. Dovadă că în urmă cu 3 ani, Mirela Pârjol a devenit campioană mondială la categoria Master 80+. Pentru o femeie să practice un astfel de sport? O, minunat! M-am uitat, am furat tehnică una alta și la primul concurs am ieșit pe locul 1. După aia m-am mai antrenat puțin, am mers la naționale și am ieșit dublă vicecampioană națională. Radu Valahu, pe numele său adevărat Radu Georgescu, a devenit cel mai cunoscut luptător de Scandenberg după ce și-a folosit forța brațelor pentru a trage un avion, mai multe bărci și chiar vagoane de tren.